Apropo, Robert, chiar fac treaba asta și în afara faptului că mă duc pe la sala de forță, mă duc și alerg câte 5 km de două ori pe săptămână, am un prieten pe iarbă, mai cu All Boys Suta, uite că e o ocazie bună să, poate, nu știu, respectatorii tăi, că în data de 29 septembrie la Arad, la stadionul Francis Neumann, un meci de All Boys, între All Boys Suta și All Boys Rapid. De 2 ani de zile mă chinui să vă duc pe stadionul ăla acolo. Am un băiat, Dorel Toderaș, și nu știu dacă îl știa, de așa mai mult, până în Liga a doua și pe la FC Bihor. Un vârf de atac așa puternic, undeva la 57-58 de ani, care așa îl cheamă el, se ocupă un băiat deosebit. Relația mea extraordinară cu Luci. Și uite, am reușit să facem asta în 29 septembrie. Adi, dacă ai timp liber. Dacă puneai și voi în perioada dintre modulul 1 și 2, în vacanță, veneam, da, așa. Ai nimerit numai profesori. Da, nu că vineri joacă și la Timișoara și a zis Luci, sper că vii. Păi Luci, dacă mi-aduci tricou, zic vin. Așa da. Că o să mă duc și vine la Timișoara și... Mai am și fotbal cu fetele, că în weekend sunt cu fetele, adică... Da, că știam că... Da, Liga, am zis, da, așa, da, sunt la feminin, da. Oricum s-a pus o listă dintre cei care vin. Am înțeles că vine și Nearică Răducanu și Namarian, da, Rada, Ion Caiu. E spectacolul, asigura Mutamba. Da, Gabi Manu, acum am spus și care nu joacă. Gabi Manu, Caciureac. Da, ăștia sunt managerii, te rog, managerii. Da, Nea Ion Craiu. Da. Dar care mai joacă, un Ovidiu Era, un Bolo, Dulca, Bundea... Am văzut Aliuț, cine mai pe acolo? Sper, Adi Enci, că am vorbit cu el și chiar cu Răzvan Raș, cu Tibi Ghioane. Tibi Ghioane mi-a promis că vine, că a fost copilul meu, l-a luat sub aripa mea când a venit la Rapid atunci și mi-a promis că vine. Daniel Chiriță, Gică Butoiu, Ion Viorel, deci o să fie foși mari campioni pe urma urmei, campioni ai României. Răzvan Raș, dacă vine câștigător de Cupa UEFA și de campionate, că s-a săturat și el. Te rog să mai reamintești pentru cei care ne urmăresc data și ora, te rog frumos. 29 septembrie la Arad, la orele 16 pe stadionul Francis Neumann, dar nu știu, locația vine la Timișoara, ora, vine la Timișoara, că doar Luci mi-a zis, Dorele vie după amiază, dar urmează să mă mai spună, să-mi spună detalii ca să ajung să joc și la Timișoara puțin vineri contra lui Poli, că au o relație și la nivel de All Boys foarte bună cu Timișoara, ei sunt înfrățiți, știi, din toate punctele de vedere și la nivel de All Boys. Dar la Arad este duminică 29 septembrie, orele 16. Așadar, prieteni, cei care sunteți din Arad sau din zonă, mergeți ca să urmăriți niște foști campioni. Cum? Să urmărească lumea la lucru niște foști campioni, niște jucători care au făcut lucruri bune în fotbalul românesc. Mă zbat de 2 ani, crede-mă, de când, de la inaugurare, Robert, stadionul, când am chemat Luci și vi-am zis, da, zic, ne cerea... nu știu câți bani să mergem acolo. Noi, All Boys, avem un ONG, de-abia ne descurcăm. Sigur că avem și noi echipament, avem și noi trainingul de prezentare cu All Boys Bătâna Doamnă. Ne organizăm cu ce putem, mai de acolo puțin, mai de acolo de la un sponsoraj puțin. Acum, Robert și Adi și voi știți, am trecut, deci era foarte frumos în cariera noastră de foști fotbaliști, și acum ne-am rămas asta. Socializarea prin All Boys, un match, după aia stăm la arbiza a treia și cred eu că este extrem de important să ne mai întâlnim din când în când și vreau să spun că și anul viitor va fi revanșa, vom veni și noi la București și poate o să vă văd pe amândoi acolo. Acum rămâne de stabilit data la București când va fi. Ne găsim noi până la urmă. Mutam.